Da, am revenit a doua parte a dezbaterii noastre. Vorbim de educație, vorbim mai precis despre temele pentru acasă. Reamintesc că în studioul nostru se află Carla Sava, elevă clasa a 8-a școala George Emil Palade din Buzău, doamna profesor Ionela Voicu, inspector școlar pe învățământ primar, și profesorul preot Marcel Panait, reprezentantul părinților în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar. Vă spuneam înainte de pauza de publicitate... Consultativ din cadrul Inspectoratului Școlar. Vă spuneam înainte de pauza de publicitate de o veste foarte bună. Dacă tot suntem la o dezbatere de educație, dați-mi voie să vă și precizez despre ce este vorba. 25 de milioane de euro vor fi alocați la nivelul unităților de învățământ din județul Buzău, fonduri europene, pentru ca toate școlile să fie dotate cu echipamente IT de ultimă generație. Tablete pentru elevi, laptopuri pentru profesori, table inteligente, videoproiectoare și imprimante 3D ready. De unde mai vin și vezi din astea bune? Da, suntem județ pilot. Este singurul județ, deci de fapt este județul care a câștigat bătălia asta. Au fost 13 județe eligibile pentru acest proiect de dotare, iată, cu echipamente de ultimă generație. În finală am fost cu Arad și cu Aradul și cu Gorj, da, cu celelalte două județe, și iată că Buzăul a câștigat această bătălie pentru fonduri europene. Repet informația zilei, zic eu, chiar a anului școlar, ce să mai una alta. 25 de milioane de euro vor fi investite. Ce să mai aici? Acum asta e. Și după aceea problema e cum o aplicăm. Nerăbdare să demareze acest proiect, să ne formăm cadrele, pentru că avem nevoie de niște competențe, da, să operăm cu aceste materiale, aceste resurse pe care le vom primi, și atunci automat lucrurile vor sta mult mai bine și pentru că suntem în această etapă în care vizualul, audio-vizualul e predominant în viața de zi cu zi, cu siguranță va avea niște efecte benefice și în învățământ. Sigur, Carla, i-ar plăcea asta să aibă să zic, smart Carla, la anul, și... la anul, dacă lucrurile merg bine cu licitațiile în România, nu se știe. Știm foarte bine că nici manualele clasa 5-a, nici măcar acum nu au apărut toate. Au venit 75% din ele au sosit la Buzău, sunt distribuite în școli, dar noi suntem deja în luna noiembrie, adică școala a început în noiembrie. Da. S-a asigurat, da, într-o oarecare măsură. Între timp. Bun, nu dăm în alte discuții, dar vreau să-i zic, Carle, uite, cu noroc, la anul, când vei fi clasa a noua, înțeleg că la HD-ul îți dorești și sunt convins că vei ajunge la HD-ul, poți să pun pariu. Deci mai parez din când în când și la meciuri, dar pe Carla, că va intra la HD, pot să pun pariu sub salariul meu. Așa. Vei avea tablete, vei intra într-o unitate de învățământ cu videoproiector, cu imprimante 3D ready și cu toate nebunile astea. Da, este chiar o veste foarte bună. Avem o intervenție telefonică. Bună seara, atunci. Bună seara. Bună seara. Că v-am deranjat. Nu ne-ați deranjat, vă rog. Ideea este că ar fi bine la elevi să le facem un salariu, fiindcă au câte 6-8 ore pe zi, plus 2-3 ore de teme, sunt 90 ore, cam cât ar avea un om normal de muncă. Nu este normal așa ceva. Acești oameni îi chinim, acești copii, ghiozdanul în spate. Noi... aveți copii de vârstă școlară? Cine este? Vă aduceți aminte, domnul Mihai, când mergeați la școală, că aveam ghiozdane de spate, de umăr, și de mână? Da. Ei, și acum acești copii îi chinuim la 10-12 kg cât au dâncii și îi chinuim cu ghiozdane de 7-8 kg la clasa 0 și la asta nu e normal. Nu știu, nu mi se pare corect. La clasa pregătitoare copilul merge cu pachetelul și cu apa. Da, nu există manual, mă rog, la clasa 0. Și nu există manual, nu există. Dar am înțeles, legat de discuția asta cu temele pentru acasă, înclinați spre ideea că sunt prea multe, de fapt, nu? Sau... Exact, adică dacă se dau teme, dau pentru acasă, deci română, matematică, istorie și geografie, restul făcute la clasă. Am înțeles. Civic,
biologie. Da, nu știu dacă se dau teme la aceste discipline. Nu, bun. Am dat mențele. Am înțeles. Bun, mulțumim pentru opinia dumneavoastră. Părerea mea pur personală, da. Dar... Și vă mulțumim pentru opinia exprimată, chiar o să și discutăm. Domnul Banai. Foarte pe scurt. Pe scurt. Ne presează timpul. Mă bucur foarte mult că Buzăul a câștigat și iată, va fi primul digitalizat. Dintr-un punct de vedere, mă bucur foarte mult. Știu că este și o altă bucurie, este o continuare a unei bucurii pe care ne-a făcut-o domnul primar Constantin Toma. Și anume, dânsul a afirmat într-o ședință publică cu inspectorii și directorii din Buzău că are pregătit pentru bugetul pe 2018 suma de aproximativ 700.000 de euro pentru a digitaliza tot orașul Buzău. Deci, cu alte cuvinte, da, putem, cred că spune, se renunță, putem spune cred că, se va renunța la proiectul da, ăsta. Probabil că se va renunța, cu pentru că s-a câștigat fapt, din coace. Da. Exact. Deci, ideea este, să zic așa, un pic mai de dinainte, iar lucrul cel mai bun din toată treaba asta este că nu vom mai avea ghiozdane de 5, 6, 10 kg, vom avea probabil o tabletă, dar pe care sperăm să nu se impute elevului sau părintelui, care de multe ori nu are probabil nici bani pentru caiete. Da, dacă se strică. În care nu, se va... din câte știu eu, tableta nu poate fi luată acasă, este doar pentru uzul la clasă al copilului. Da, și oricum să nu ne îndepărtăm de tema noastră. Am făcut această paranteză cu vestea, este o veste minunată, da, și spuneam și Carlei de acest lucru. Și apropo de ce spunea telespectatorul care a intervenit, e ghiozdanul prea greu pentru tine? Pentru mine nu este. Cam câte kilograme? Nu l-ai cântărit acum. Nu am stat să-l cântăresc. Cred că alții. Greutatea trebuie să stea în minte, adică trebuie să avem, temele trebuie să aibă o însemnătate pentru noi și toate lecțiile trebuie să aibă o însemnătate și greutatea aceasta este în conștiința noastră. Nu cred că se măsoară ghiozdanul pentru a vedea cât de mult valorează temele asta și școala. Asta este o replică mai mult decât genială, dacă poți să compunezi grad de comparație de genial, dar replică mai ales la adresa, am văzut că și colegi de-ai mei din presa centrală cu asta, cu greutatea, da, într-adevăr, se poate pune problema de sănătate. Se de... întâmplă ca numele zile. Am văzut acum să adaptează unii părinți, grele. Cumpără trol pentru copii, dar, nu știu, și în anii anteriori au existat tot atâtea manuale. Eu nu înțeleg de unde atâta. Acest proiect ne va ajuta extraordinar pentru că se va lucra foarte mult cu versiunile digitale ale manualelor și atunci care va mai trebui. Care există. Care există. Virtuală. Și foarte multe școli le folosesc. Bun. Există în câteva dintre ele și astfel de mijloace de, mă rog, audio-video și se pot folosi. Cadrele didactice merg la clasă cu laptop și retroproiector și probabil că în timp se va mai renunța la manuale și se vor folosi cele digitale. Sunt niște versiuni foarte atractive și cu filmulețe și cu... Sper chiar totuși din tot sufletul ca odată cu implementarea asta... N-am zis că nu intrăm, dar suntem provocați așa prin dezbatere. Să mai rămână totul, să scriem de mânuță, să nu ne ducem prea mult în zona asta cu tabletele. Atunci să o să avem o altă dezbatere și o să vedem că trebuie să asigurăm un echilibru între digitalizare că și partea... Modernizarea asta presupune și niște riscuri. Cu siguranță va fi subiectul altor dezbatere. Să trimitem bilețele pe tablete. Din nefericire, suntem obișnuiți cu acele SMS-uri în care nu mai știm să scriem corect, dar când vom avea tabletele, cred că va fi o mare problemă. Bun, suntem pe finalul dezbaterii noastre. Până la urmă, Carla, tu nu ai vedea ceva că ar trebui schimbat în abordarea asta cu temele pentru acasă? Uite, ministerul vrea și el să consulte părinții, profesorii, elevii, fac chestionarele astea online care pot fi găsite într-un link de pe site-ul ministerului. Ai completat? Da. Bun, ai completat. Cât ți-a luat să completezi? Că e cam nu foarte mult, nu am completat 3 într-adevăr minute. Pe tot, parțial, dar este. Din conținutul acestui chestionar, ce ți-a dat seama, ce vrea ministerul? Să... Pune mai puține sau au fost mai multe întrebări dacă... pe partea asta, în zona asta, vor să facă mai puține sau să le aprofundeze? Au fost și, cel puțin până în momentul în care am oprit eu. Da. Cred că totul ține de mentalitate aici și dacă noi credem că sunt prea multe teme, atunci
copilul va crede chestia aceasta și îi se va implementa în minte și el va trăi cu impresia că sunt foarte multe și nu reușește să le facă, dar dacă el capătă încredere în sine, pentru că asta fac temele, ne ajută să căpătăm încredere în sine, se dezvoltă foarte multe spiritul de echipă, responsabilitatea și atunci nu se pune problema să fie prea multe. Da, vă rog, domnul Panait. Da, teme. E clar, dacă ne antrenăm... Dacă vă opresc, vă supărați? Nu, nu mă supăr. Că mai avem o intervenție telefonică. Rugăm pe telespectator sau pe telespectatoare să fie scurt sau scurtă și la obiect. Bună seara! Bună seara! Bună seara! În primul rând, trebuie să începe de la ghiozdanul, care este foarte greu. Acei copii care au ghiozdană, carte, culegere, caiet de curat, caiet de clasă. Nu mai sunt culegeri. Gândiți-vă la matematică. Auxiliarele nu mai sunt. Au fost interzise. Au fost, dar încă se practică. Vă spun la matematică. Au culegere, carte, caiet de clasă, caiet pentru acasă de teme. De teme. Specific bine ceea ce spun. Acel copil a greunat. Și ghiozdan și tot. Automat acasă el trebuie să facă pe acel caiet temele. Nu și-a făcut temele, este sancționat, să știți. Acel copil este sancționat pentru temă. Aici sunt cazuri și cazuri. Spuneți-ne, bănesc că aveți copii, nu? De vârstă școlară. Cum este sancționat? Deci, nu ți-ai făcut tema, în picioare 3. Încă se mai întâmplă lucrul ăsta? Adică sau vorbiți din istorie? Încă. A doua problemă. N-avem cretă la clasă, scoateți o foaie de hârtie, lucrare. Încă sunt acele două metode deci, comuniste. Am înțeles, dar ideea este să nu intrăm sunt într-o zonă a generalizării, da? Nu intrăm, dar încă se practică. Da, încă se practică. Sunt convins că în orice sistem sunt... Aici trebuie să umblăm la metoda de predare la copii. Trebuie să generalizăm manualele. De la Buzău la Constanța un singur manual, de la Constanța la Oradea un singur manual. Am înțeles. Și subiectele care se dau la examenul final să fie din carte, nu din culegere. Aici e o problemă foarte, foarte gravă. Că subiectele care au fost date nu le-am văzut în carte. Da, adică din ceea ce învață elevul la școală. Practic. Da. Și de aceea să faci meditații. Da, și cu tema asta, apropo de teme pentru acasă, unii sunt nevoiți să facă și meditații. Și nu se dă interes, domnul Mihai, nu se dă interes la clasă, nu se dă. Dar fără generalizare, Pete, nu... Nu generalizez, e o părere strict personală. Am înțeles, corect, bun. Strict personală, care profesorii nu-și dau interesul, vii să facem la matematică acasă, completăm noțiunile acasă. Da. Dar nu există un dialog între când e o problemă, părintele ar putea să vorbească cu profesorul sau profesorii. În primul rând cu dirigintele sau... Da, dacă te duci să faci ceva, domnul Mihai, acel copil va fi sancționat de către ceilalți colegi. Un cerc închis, ascultați-vă. Încă să mergem la aceste metode, să știți. Bun. Dar se trebuie evitați dumneavoastră. Foarte pe scurt, haideți că... Ce rol are elevul de serviciu și de ce copilul trebuie să stea 6 ore de serviciu? Rolul lui, practic, că nu-l înțeleg și de ce nu scoatem acest elev de serviciu? Atât mulțumesc. Bun, mulțumim și noi pentru intervenție. Foarte pe scurt, doamna, voi cu foarte... Pentru problema cu elevul de serviciu s-a hotărât la nivelul fiecărei unități. Au fost consultări, dezbateri pe tema asta. Da, și o să fie... Și rolul care ar fi? Rolul are rol tot în responsabilizare și pentru că ei se simt acolo importanți când întâmpină pe cineva nou sosit în școală, când trebuie să-l conducă, mă rog, către director. Până nu toate școala, școlile, da, nu toate școlile fac lucrul ăsta. Bineînțeles că am făcut aceeași... E vorba de o dată jandarmul, pe semestru, jandarmul probabil. Rămâne la poartă, trebuie să păzească unitatea, instituția, păcând elevul poate să când a fost elev de serviciu, bineînțeles că am sunat mai devreme. Da, mă rog. Asta nu se mai întâmplă. O zi, două pe an sau, mă rog, pe semestru în funcție de numărul de elevi, nu reprezintă într-un mare efort. Tot așa foarte pe scurt, vă rog, nu până. Da, aș pleca de la acel ghiozdan. Cred că acolo este o problemă de lipsă de tact pedagogic. Și cred că aceste cazuri sunt foarte rare. Cred că sunt situații pe care părinții trebuie să le aducă la cunoștința dirigintului, directorului, să se discute problema aceasta. Prin colaborare de temele pentru acasă, tot foarte pe scurt, insist, din păcate nu mai avem timp.
ce trebuie modificat? Sau trebuie modificat ceva? Pot să vă răspund eu la această întrebare? Păi să lăsăm pe domnul părinte. Da. Panait, o să aveți și noastră posibilitatea să răspundem. Mai întâi de toate, cred că trebuie să avem încredere în cadrele didactice, că știu ce au de făcut la clasă, știu ce teme trebuie să le ofere copiilor în lucru, pe de o parte, iar pe de altă parte, să nu uităm că suntem părinți și suntem datori să stăm de vorbă cu copiii noștri, măcar atât să-i verificăm, să-i întrebăm, măi, cum ți-ai făcut? Hai să-ți văd caietul, hai să văd, ai mult de lucru, n-ai mult de lucru. De multe ori ne plângem, iată, ne plângem că sunt, nu știu, grele ghiozdane, ne plângem că nu-și fac temele, ne plângem că n-au știut să rezolve nu știu ce exerciții, dar oare ne-am implicat sau ne ducem la ședințele cu părinții, stăm acolo privitori la diriginte sau la învățător? S-a terminat ora și după aceea ne aducem aminte că noi n-am discutat o problemă, că ne-a fost rușine. Nu, trebuie să fim deschiși, să prindem momentul acela în care să fim corecți cu noi înșine și totodată să fim corecți pentru copiii noștri. Vă rog, doamna Voicu. Părintele poate să participe la niște dezbateri, niște lectorate cu părinți în fiecare școală și așa fiind de-ai lor, și eu sunt părinte și îmi asum rolul de educare a părintelor, a părinților. Sunt mulți care n-au conștientizat încă ceea ce spuneți dumneavoastră și este foarte important. Referitor la teme, să nu uităm că, pentru cadrele didactice, care mai uită, să nu uităm că dăm teme pentru toată lumea, da? Deci avem o temă pentru toți, avem posibilitatea să remediem niște probleme apărute în învățare sau să mergem spre performanță. Rolul temei este să consolideze ceea ce s-a lucrat în clasă. Și încă un aspect foarte important. Mergem pe metode noi de predare, pe metode activ-participative, punem elevul în centrul actului didactic, însă pe partea de temă pentru acasă uneori mai uităm că trebuie să avem aceeași abordare și atunci la metode și o lecție făcută după noile reglementări în vigoare, avem niște teme care au rămas în urmă și lucrul ăsta nu trebuie să se mai întâmple. De aceea copiii sunt uneori frustrați, nemulțumiți și părinții se plâng că nu mai fac față acestor îndatoriri zilnice, care de fapt trebuie să aibă altă menire, aceea de a-i responsabiliza și de a-i face să ajungă așa. Numai chiar copilul dacă este responsabil și părintele este responsabil pe lângă cadrul didactic. Cu siguranță, chiar dacă am depășit cu aproape 5 minute timpul alocat acestei emisiuni, îmi permite să încheiem așa cum am început cu Carla. Carla, așadar, temele pentru acasă nu trebuie eliminate, așa cum am auzit mai multe voci. Nu neapărat din punctul de vedere, evident, nu sunt stufoase, ci dimpotrivă ajută elevul să performeze, da, nu? Da, așa este. Eu aș oferi un îndemn pentru elevii care sunt ca mine, sunt poate la liceu, poate sunt mai mici decât mine. Vreau să vă spun să faceți temele pentru voi și numai pentru voi, pentru că să nu faceți temele pentru profesori sau pentru că așa spun părinții, să faceți temele pentru că trebuie să ajungeți la un nivel să conștientizați că ele sunt bune și vă ajută în devenirea voastră. Carla, felicitări foarte mult pentru atitudine, pentru modul în care gândești. Te am deja la suflet. Vă mulțumesc, domnul Panaghi, vă mulțumesc, doamna Voicu, încă o dată mulțumesc, Carla, mult succes. Și vă mulțumesc. Le mulțumim celor care ne-au urmărit. Urmează imediat, în câteva minuțele, emisiunea de ale Buzeanului. Colega mea, Magda Ionescu, vă așteaptă la o nouă ediție. Numai bine, la revedere!